Au fost făcute publice primele imagini cu momentul în care o parte din internatul din Odorheiu Secuiesc se prăbușește. În imaginile făcute de o cameră aflată la doar câțiva zeci de metri de clădirea internatului și se observă cum bucada de zid pur și simplu se face una cu pământul. Potrivit orei afișate pe camerele de supraveghere, tragedia a avut loc cu un minut, înainte de ora 16. În urma incidentului, un adolescent și-a pierdut viața, iar alte trei fete au fost rănite. Între timp, două dintre ele au fost externate. Una se află încă în spital, în stare critică. Clădirea aparține Bisericii Catolice, dar era închiriată de liceu. Dosarul pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Mureș. Anchetele fac, anchete fac și Inspectoratul de Stat în construcții, dar și Ministerul Educației. Administratorul firmei care realiza lucrările de racordare la rețeaua de canalizare a internatului e cercetat penal în stare de libertate.